La acesta, în seara aceasta, nu la voia întâmplării ați venit. Ați venit în locul acesta fiindcă Iisus Hristos are un mesaj pentru voi. Și mesajul lui pentru omenire este direct de sus de la Tatăl. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu Tatăl omenirea, că a trimis pe singurul Său Fiu, pe Iisus Hristos, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă ce? Viață veșnică. Mă gândeam, stând aici pe scaun, cât de mult bine și cât de mult bine mi-a făcut și ți-a făcut ție Dumnezeu. Poate nu vezi deseori, dar prin simplu fapt că ai sănătate în oasele tale, că ai putut să vii pe picioarele tale în locul acesta, este dragostea lui Dumnezeu. Știți că la ora actuală sunt mulți care zac pe un pat de spital, de suferință și doresc un cuvânt de mângâiere și nu îl au. De ce omul strigă la Dumnezeu numai când este în necaz? De ce omul strigă la Dumnezeu numai când este într-o suferință? De ce nu poate să zică, cum a zis Iov altădată, când a fost încercat de Dumnezeu? Iar când stătea pe un murman de gunoi, nevasta lui a zis, bleastă-mă pe Dumnezeul tău și vei muri. Iar știți care au fost cuvintele care m-au fermecat atât de mult pe mine și care m-au mișcat și care au mișcat omenirea întreagă? Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, Dumnezeu fie binecuvântat. Poți să spui astăzi? Nu roade cancerul din tine astăzi. Nu ești un moribund, ci ești în locul acesta, este dovada dragostei lui Iisus Hristos, ca să poți să auzi cuvântul Evangheliei. Iisus a zis, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi cum? Mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. Unde vrei să te încadrezi, dragul meu? Imaginea care îmi stă în față și văd pe dumneavoastră mă răscolește. Parcă-L văd pe Iisus Hristos stând pe muntele fericirilor. Și spunea Iisus Hristos printre altele, ferice de cei împăciuitori, ferice de cei săraci, ferice de cei flămânzi. Și cuvintele Lui a străpuns fiecare inimă care era în locul acela. Gândiți-vă cum era acea atmosferă de pe munte, ca tot poporul care era adunat acolo să poată auzi glasul lui Iisus. În seara aceasta mă rog ca orice inimă să audă glasul lui Iisus. Și glasul lui Iisus te străpunge în seara aceasta. Și cântarea pe care vreau să o cânt mă reprezintă ca și persoană. Din tinerețe, o Iisuse, chemarea ta am înțeles. Și am avut cea mai mare dorință, Doamne, doar ție să slujesc. Eu ca și tânăr ziceam, e prea grea calea pocăinței, dar iubind, nimic nu este greu, căci puterea cea mai mare este dragostea de Dumnezeu. Aș vrea să te lași cuprins de dragostea lui Iisus Hristos, să te deconectezi de la tot ceea ce te leagă, de tot ceea ce ai acasă. Poate ești într-un divorț și nu știi ce să faci. Iisus nu desparte familia, Iisus unește familia, aleluia! Poate ești într-o boală de neputință și te dori picioarele. Eu cred astăzi că în numele lui Iisus Hristos te poți duce acasă bine. Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei pierduți. Și păcatele omenirii a căzut pe umerii Lui. Pediapsa care a căzut peste El astăzi ne dă libertate, ne dă pace
Și prin rănile lui, spune cuvântul Domnului, suntem tămăduiți. Domnul fie lăudat. Amin.